Ne găsim într-o perioadă de așteptare, perioadă de așteptare pe care o consumăm rugându-ne și postind. Așteptăm de la Dumnezeu vrem de înviorare, vrem de împrospătare spirituală, de trezire spirituală. Așteptăm de la Dumnezeu revărsare proaspătă a Duhului, revărsare care să aibă ca efect înnoirea vieții noastre duhovnicești, împrospătarea vieții bisericii, sfințirea noastră a tuturor, întoarcerea la Domnul a multor oameni, întărirea familiilor în legăturile lor în sânul familiei, dar și în legăturile lor cu Dumnezeu. Așteptăm de la Dumnezeu o asemenea trezire. De aceea am spus postului nostru, pregătiți calea Domnului. Există drumuri pe care trebuie să le pregătim. Și a zice că drumul trezirii spirituale este un drum pe care suntem datori să-l pregătim. Locul din Scriptură pe care l-am citit aduce în atenția noastră o mare trezire spirituală care a avut loc în poporul Israel. Atunci Dumnezeu l-a folosit pe Ilie. Ilie a fost omul care a pregătit calea Domnului. Felul lui de slujire, consacrarea lui pentru Dumnezeu, misiunea lui a devenit un model Vechiul Testament încheindu-se cu anunțul că Dumnezeu va trimite un slujitor care va lucra în Duhul și puterea lui Ilie. El va fi glasul care va striga, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. În această seară vă chem să ne adunăm inima, gândurile, asupra sufletului nostru și asupra Domnului, meditând la felul în care l-a folosit Dumnezeu pe Ilie. Vremurile în care el a fost chemat să lucreze pentru Dumnezeu au fost vremuri mai grele decât cele pe care le trăim noi. Cu toate că au fost vremuri mai grele, Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu este menită să ne transmită tuturor speranță. Când cineva se întoarce cu fața spre Dumnezeu, când cineva îl caută pe Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu intervine. Când căile lui Dumnezeu sunt pregătite cum se cuvine, când cineva strigă la Dumnezeu în rugăciuni și post, Dumnezeu ia aminte și revarsă răspunsul său binecuvântat. Ne așteptăm ca și în biserica noastră Dumnezeu să reverse un asemenea răspuns. Intervenția pe scena poporului Israel, intervenția lui Ilie, a avut loc în urma unui șir lung de împărați care l-au părăsit pe Dumnezeu și care și despre care s-a spus că sunt oameni care n-au umblat în căile Domnului. Ieroboam, spre exemplu, a deschis ușa spre idolatrie. Nadab a continuat. Bișa, de asemenea. Ela era bețiv, Zimri era un ucigaș, Omri l-a copiat, Ahab nu s-a lăsat cu nimic mai prejos în materie de răutate. Regi care s-au succedat la tron și care au condus prin exemplul lor rău poporul în idolatrie, în îndepărtare de Dumnezeu. În vremea regelui Ahab, idolatria era la culme. Profeții lui Dumnezeu erau persecutați, mulți au fost uciși, puțini au scăpat ascunși în peșteri, protejați de oameni cu inimă, iar printre acei puțini era și Ilie, pe care Dumnezeu, cum spuneam, l-a folosit cu mare putere.
frații mei, dacă atunci s-a putut, cu siguranță că trebuie să se poată și acum. Dacă atunci unul singur, deși erau mai mulți, el nu știa. Mai târziu urma să-i descopere Dumnezeu că erau angajați în mijlociri, în slujirea lui Dumnezeu, încă 7000. Dar el nu știa. E omul care slujește de unul singur, e un singur glas care provoacă o națiune întreagă și în urma acestei provocări poporul se întoarce spre Dumnezeu. Așa se deschide ușa pentru o trezire care durează câteva generații, deși inima poporului, spune Scriptura, continua să se strice mereu. Vă invit să ne uităm la Ilie și în timp ce ne uităm la el, să ne uităm la un model pe care suntem urmați, suntem chemați să îl urmăm. Remarc la acest bărbat al lui Dumnezeu, a cărui viață este rezumată în Noul Testament la două cuvinte. S-a rugat. Ilie s-a rugat. Remarc la acest om al lui Dumnezeu un profil, un profil de angajare în luptă spirituală care devine un model pentru toți aceia care doresc să pregătească un drum pentru Dumnezeu în pustia netrezirii spirituale. În primul rând, Ilie se califică drept slujitorul lui Dumnezeu. Povestea vieții sale este deschisă în Sfânta Scriptură cu observația că era unul dintre locuitorii Galaadului, dar acest unul din locuitorii Galaadului se califică drept slujitor al lui Dumnezeu. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, spunea Ilie, al cărui slujitor sunt. El se recomandă drept slujitorul lui Dumnezeu. De câte ori vorbește despre sine, de câte ori se prezintă pe sine, nu uită să facă această subliniere. Slujitorul lui Dumnezeu. Chiar și atunci când se roagă pe munte, în văzul întregului popor, el mărturisește cuvintele: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Acest bărbat avea un puternic simțământ al identității de slujitor al lui Dumnezeu. Identitatea de slujitor al lui Dumnezeu, de om al lui Dumnezeu, l-a pătruns atât de adânc încât tot ce a făcut, a făcut din această perspectivă. El este slujitorul lui Dumnezeu în singurătate, este slujitorul lui Dumnezeu și în public. El e omul care se raportează la Dumnezeu ca serva lui Dumnezeu și în ascuns și între oameni, și în pustiu și în oraș, și între puțini și între mulți. E pătruns de sentimentul chemării de a fi serv slujitor al lui Dumnezeu. Ca slujitor al lui Dumnezeu, Ilie este omul care ascultă total de Dumnezeu. O ascultare profundă, o ascultare deplină. Cel care avea dreptul să facă agenda acestui bărbat era Domnul, iar Ilie urma fără abatere drumul stabilit de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a zis să meargă în pustiu, s-a dus în pustiu. Când Dumnezeu i-a spus să meargă în Sarepta, s-a dus în Sarepta. Când Dumnezeu l-a direcționat spre casa unei familii sărace, unde urma să fie găzduit, acolo s-a dus. Când Dumnezeu i-a spus să meargă și să-l provoace pe Ahab, s-a dus. Când Dumnezeu i-a cerut să meargă în pustiu, s-a dus. Când a avut în față un post de 40 de zile, deși era ostenit, și l-a luat. E slujitorul care ascultă total de Dumnezeu. Frații mei, nu pot fi pregătite căile lui Dumnezeu spre trezire
dacă nu se vor găsi printre noi oameni care să fie recunoscuți de Dumnezeu ca slujitorii săi. Oameni religioși găsim mulți. Dar oameni în care să vadă Dumnezeu oamenii săi, slujitorii săi, bărbați sau femei. Oameni care capătă trecere la Dumnezeu, oameni cu care Dumnezeu vorbește și pe care îi folosește. Ilie, ca slujitor al lui Dumnezeu, depinde de Domnul în tot ce face și este consacrat lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Dă-mi voie să te întreb, tu ești un slujitor al lui Dumnezeu? Aici nu este vorba de bărbați chemați la lucrări speciale. Aici nu este vorba de slujbe aparte. Aici este vorba de o chemare pe care Dumnezeu o face tuturor creștinilor, tuturor oamenilor. Amintiți-vă că în Ierusalim era o femeie înaintată în vârstă. Numele ei era Ana. O asemenea femeie înaintată în vârstă se califică să fie în rândul slujitorilor lui Dumnezeu. Și despre ea se spune că slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Dumnezeu i-a încredințat misiunea să vorbească celor din templu și celor cu care se întâlnea în Ierusalim despre venirea în lume a Domnului Iisus, a lui Mesia. Nu e om între noi prea bătrân ca să nu poată fi slujitorul lui Dumnezeu. Sau prea tânăr ca să nu poată fi folosit de Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu. Lasă-mă să te întreb în modul cel mai direct. Ești un slujitor al lui Dumnezeu? Sau un slujitor al păcatului? Ești un om care s-a consacrat lui Dumnezeu, care și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu? Noi am făcut o strigare la post și la rugăciune. Această strigare a fost anunțată prin Duhul lui Dumnezeu. Ți-ai pus inima să-L cauți pe Domnul? Dacă nu-L cauți pe Dumnezeu, dacă rămâi neutru față de această chemare, dă-mi voie să spun, e slujitorul diavolului. Nu există neutralitate. Domnul Iisus a vorbit despre două căi, calea largă și calea îngustă. Și despre doi stăpâni. Iar dacă inima ta nu este predată întru totul lui Dumnezeu și nu ești consacrat pentru Dumnezeu, rezerva pe care o păstrezi, separare, inima redată în întregime lui Dumnezeu, compromite și acel bun pe care îl mai faci. Chemarea lui Dumnezeu este să fim slujitori precum Ilie. Oameni ascultători de Dumnezeu, dedicați în întregime lui Dumnezeu, oameni care depind de cel prea înalt. Căile lui Dumnezeu spre trezire spirituală se pregătesc prin asemenea oameni. Întreb, e printre noi cineva care spune, Doamne, și eu vreau să mă înscriu în această categorie? Fie ca Dumnezeu să ne vorbească. În al doilea rând, Ilie, ca slujitor al lui Dumnezeu, primește de la Dumnezeu viziunea unei treziri spirituale. Viziunea trezirii spirituale poate să fie pătrunsă și înțeleasă doar de către aceia care se consacră în slujba Domnului. Nu poți înțelege sensurile viziunii trezirii spirituale câte vreme te ții deoparte, câte vreme inima nu e predată lui Dumnezeu. Ilie primește viziunea de la Domnul în mijlocul unei generații apostate în care idolatria era guvernată de însuși rege și regină. Când profeții lui Baal și Astartei erau un număr copleșitor de mare și stăpâneau și controlau punctele cheie ale națiunii. Un popor se strica din ce în ce tot mai mult și amintirile, vechi relații cu Dumnezeu erau uitate. Un asemenea bărbat vede prin ochii credinței o mare trezire care stă să vină.
El vede o adunare generală a națiunii pe muntele Carmel. Acea provocare pe care o va face cel preanalt. Vițelul, juncul de jertfă așezat pe altar, apa curgând până se umple șansul și focul lui Dumnezeu coborându-se din cer peste respectiva jertfă. Și o națiune îngenunchiată care striga în gură mare cu lacrimi: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Tot ce a făcut acest bărbat a fost ca să se atingă, să se construiască și să se împlinească această viziune. Acum dăm voie să te întreb: ai o viziune spirituală pentru viața ta? Ți-ai propus o viziune spirituală pentru viața ta, pentru viitorul tău? Mă adresez în primul rând bărbaților, capilor de familie. Stimați bărbați, aveți o viziune spirituală pentru familia voastră? Dumnezeu v-a așezat să fiți cap de familie și sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce va deveni familia dumneavoastră. Vă preocupă viitorul spiritual al familiei dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră, relația cu Dumnezeu a soției, relația cu Dumnezeu a copiilor, ca să nu zic relația cu Dumnezeu a ta? Oamenii care pregătesc căile lui Dumnezeu, oamenii care așează temeiuri pe care să se poată construi trezirea spirituală, oamenii care netezesc un drum pentru Dumnezeu, au această viziune spirituală. Nu poți ca bărbat să uiți de această responsabilitate pe care o ai în ochii lui Dumnezeu și a familiei tale. Să te arunci cu nepăsare într-un fotoliu și să mergi de pe un canal pe altul, să nu deschizi odată Biblia, să nu îngenunchezi odată, să nu schimbi familia la post sau la rugăciune, este o lipsă de viziune spirituală. Și mai devreme sau mai târziu, rodurile acestei nepăsări vor fi culese. Mă adresez mamelor. Aduceți-vă aminte de mamele din Israel. Femei care s-au înălțat, femei care s-au ridicat în ochii generației lor și a generațiilor viitoare, lăsând o pildă de urmat. Au avut o viziune pentru familia lor și pentru generația lor. Sunteți responsabile. Poate că acolo în familie va veni cineva și va zice: nu vreau să mă duc în seara asta la biserică. Probabil, stimate surori, soțul va zice: în seara asta nu vreau să mă duc la biserică. Iar o să se predice și m-am săturat să aud tot predicele alea, nu mă duc. Nu lăsa. Adu-l aici. Pune presiune pe el până vine la biserică. Pune presiune pe ea până la biserică. Și dacă s-a anunțat că predică un predicator pe care nu vrea să-l audă, adu-l aici, ca să-l audă. Adu-l să-l audă. Copilul acela care nu vrea nici cum, că s-a născut în el sâmburele firii pământești și mai confortabil să stea la televizor sau pe internet sau să se ducă la alte spații, nu lăsa, adu-l aici să crape firea din el. Nu-l scăpa din ochi. Trebuie să ai o viziune pentru familia ta. Trebuie să fii preocupat de viitorul spiritual al familiei tale. În acest fel construim drumul pentru Dumnezeu ca să vină o trezire spirituală. Ilie este omul care are această viziune. O viziune care merge în cercuri concentrice, pornind de la sine, sunt slujitorul lui Dumnezeu, mergând apoi înspre ceilalți și cuprinzând în influența acestei viziuni întreaga națiune. Dumnezeu să ne trezească sufletele și să primim în inimă această viziune. Mă adresez acum tinerilor. Aveți o viziune pentru viața voastră spirituală? V-ați propus obiective duhovnicești, realizări în planul relației cu Dumnezeu? Tremură sufletul în voi la gândul că sunteți prea mari ca dacă muriți fără Hristos să mergeți în iad?
Vă chem, dragii mei tineri, să vă construiți viața și să vă dedicați lui Dumnezeu. Nu e prea devreme. M-am întors la Domnul la vârsta de 17 ani. Când mi-aduc aminte de faptele din tâi, sunt plin de bucurie. M-am silit în cursul anilor să păstrez nu doar memoria acelor fapte din tâi, ci și trăirea lor. Cunosc printre noi aici câțiva tineri la care se vede, cu certitudine se vede, o viziune spirituală. Dar unii dintre voi, vă rog să nu vă supărați, dovediți un comportament ca Esau, pentru care venirea la biserică este ceva de luat în dispreț. Veți culege mai devreme sau mai târziu fructul alegerilor voastre. Esau, în disprețul său față de identitatea sa, față de poziția pe care o ocupa, a zis: mare lucru, drept de întâi născut, dă farfuria aia cu mâncare. Și anii au trecut și a cules mai târziu lipsa lui de profunzime, rodul lipsei sale de profunzime. Dragii mei tineri, vă chem să vă dedicați lui Dumnezeu. Dacă aveți 14 ani, 15 ani, dedicați-vă lui Dumnezeu. Când aveam 17 ani și m-am pocăit, erau acolo, în localitatea aceea, o mână de tineri, până în 15-20 de tineri, fete și băieți, mai mici decât mine ca vârstă, dar care proroceau, aveau vedenii, posteau și se rugau, citeau din Scriptură, oameni care n-aveau învățătură cum avem aici noi. Nu-i împins nimeni de la spate, era doar o viziune spirituală. Mă uit acum în urmă la oamenii aceia care și-au pus așa inima să lucreze pentru Dumnezeu. Chiar dacă unii dintre ei sunt mai departe acolo în sat și au familiile și copiii lor, oamenii aceia sunt în biserică acum, stâlpi în casa aceea lui Dumnezeu. Ce veți face? Pregătiți calea Domnului. Jucați-vă, risipiți vremea, gustați din plin din ofertele lumii acesteia, fiți cu două fețe, adânciți-vă cât de mult puteți voi în plăcerile păcatului și vă asigur că veți culege rodul nefericit al acestor alegeri. Puneți-vă inima lângă Dumnezeu, preocupați-vă sufletul cu rugăciunea, citiți Biblia, obișnuiți-vă să postiți, nu muriți dacă postiți. Muriți dacă nu postiți. Muriți spiritual. Stimați familiști tineri, ce viziune aveți pentru familia voastră? Oamenii care pregătesc un drum pentru Dumnezeu, oamenii care sunt folosiți de Dumnezeu ca să vină trezirea spirituală, se preocupă să fie slujitori a lui Dumnezeu și se preocupă să aibă viziunea lui Dumnezeu, adică așteptările lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu să fie împlinite în viața lor. Voia lui Dumnezeu să fie tradusă, să fie adusă în realitatea vieții lor. În al treilea rând, Ilie nu se teme de oameni. El nu se sperie de mulțime. E animat de Duhul Sfânt. E legat atât de profund de Dumnezeu, încât nu mai cunoaște frica de oameni, frica de norod. Este atât de captivat de Dumnezeul său, încât toate celelalte cad în plan secundar. Era persoana non grata, poate cel mai căutat dintre toți din generația sa. Trecut pe lista neagră a poliției de atunci. Ahab a trimis după el și în vecini. Într-o zi Dumnezeu a spus lui Ilie: te duci în fața lui Ahab și îl provoci. Nu s-a temut. Care dintre noi am fi avut un asemenea curaj? Să nu credeți, dragii mei, că nu va fi testat curajul nostru. Mai devreme sau mai târziu vom fi testați fiecare dintre noi.
Și dacă nu ți-ai legat inima de Dumnezeu și n-ai fost captivat de viziunea lui Dumnezeu, în momentul testului tău, vei cădea. Ilie primește un mandat, te duci la rege. Și s-a dus. Cuvântul a fost un cuvânt grozav. Ilie a spus lui Ahab, strânge acum pe tot Israelul la mine la muntele Carmel. Pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astarteiei. Strânge pe toți. Se face aici o adunare generală. Cât mai mulți din popor au fost chemați să se strângă. Iar în fața acestei generații, în fața acestei mulțimi potrivnice profetului, profetul se înfățișează drept, ferm, hotărât să pregătească drumul pentru Dumnezeu. Urăște populismul, se dedică cu toată inima spre Dumnezeu. Dragii mei tineri, unii dintre voi vă temeți așa de mult în anturajele în care vă mișcați. Sau la locul de muncă, între oamenii care au nevoie așa de mare și de multă nevoie de lumina lui Dumnezeu. Ne ținem inima închisă și gura închisă și ne dăm după mulțime. Dragii mei, așa nu vom pregăti căile Domnului. Omul pe care Dumnezeu îl folosește este acela care nu se sperie de mulțime. El merge împotriva curentului. E foarte ușor să te lași dus de mulțime. Și este și popular. Aș vrea să vă spun o vorbă legată de relația cu anturajul. Este pentru cei mai tineri. Ascultați-mă, vă rog. Cei slabi se conformează modei. Cei tari fac modă. Ați auzit? Cei slabi se conformează, cei tari dau tonul. Ce ești? S-au așezat în tine valori, au fost puse de Dumnezeu și de părinți, care dacă te-ai mobilizat și ai chemat numele Domnului în rugăciunea ta, ți-ar da resurse spirituale și putere să te ridici peste orice și să dai tonul. Nu să fii unul purtat de val. În al patrulea rând, Ilie este practic în credință. E un om a cărui experiențe cu Dumnezeu se traduc în aspecte concrete, foarte concrete. Începând cu versetul 21, Cartea 1 Împărați 18, este relatată întâmplarea care s-a petrecut pe muntele Carmel. Ilie este extrem de practic și de specific. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, provoacă, prin cuvântul său, provoacă acest popor la o meditație profundă. Auziți ce le spun? Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul era cu inima împărțită. Păstrau amintirea lucrărilor lui Iahve, dar aveau în față și misiunea profeților lui Baal și a Astarteiei. Au ajuns să-și chiopăte de amândouă picioarele. Nu erau nici pe calea lui Dumnezeu, adică, și nu erau nici pe calea lui Baal. Cum s-ar putea ca mulți dintre noi în această seară să fie. Nimeni nu poate să spună că ești un om care este dedicat cu totul lucrurilor lumii și păcatului. Pentru că și eu sunt conștient că noi ne întâlnim în biserică în această seară și vorbim în biserică. Nu ne-am întâlnit la circ sau la bufet ca să zicem că acolo întâlnim oameni fără nicio preocupare religioasă. Dar mă întreb, dacă nu cumva în inima noastră sunt cămări în care am rezervat spații pentru Baal?
Și suntem oameni bolnavi de amândouă picioarele. Nu ne bucurăm nici de lume cum trebuie și nici de Dumnezeu cum trebuie. Oameni cu inima împărțită, oameni care înaintea lui Dumnezeu capătă un nume că mi-e greu să-l spun, dar citesc din Biblie. Suflete, preacurvare. Oameni cu inima împărțită. E nevoie să vină trezirea de la Duhul Sfânt, ca această inimă împărțită să fie vindecată și să fie dată în întregime lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Predată în întregime lui Dumnezeu. Ilie face această provocare. Hotărâți-vă ce faceți. O vă duceți în lume, ori vă dați cu totul lui Dumnezeu. Că starea asta șchiopătat de amândouă picioarele, oricum este o stare care înaintea lui Dumnezeu își primește o sândă. Din starea asta niciunul nu ajunge mântuit. Și dacă din starea asta niciunul nu ajunge mântuit, atunci logica îți spune, o te duci încolo, o te duci încoace. O te dai cu totul lui Dumnezeu și îți mântuiești sufletul, o te duci și te bucuri de plăcerile păcatului. Dar starea asta de confuzie în care se păcește și mințile celor care vor să găsească drumul și se împedică în tine și în inima ta împărțită, asta își va lua o sândă. Ilie pleacă de aici. Frații mei, să ne gândim la noi înșine. Cum vă este inima? Cum vă este sufletul? Cum este dedicarea față de Dumnezeu? Faptul că veniți la casa lui Dumnezeu, slăvit să fie cel prea înalt, e o bucurie, ați creat ocazia ca Dumnezeu să ne vorbească. Ne-am rugat lui Dumnezeu, e un har, slăvit să fie Domnul. De acum vă rog, vindecați-vă picioarele, cei care le aveți bolnave. Și întăriți-le, cei care le aveți sănătoase. Ca să umblăm cu toată inima pe căile lui Dumnezeu. Până când această stare de balans între lume și împărăția lui Dumnezeu? Până când cochetare cu lumea, cu fetele? Până când băutură și țigară nascuns? Până când? Până când alt bărbat? Până când? Până te trăznește Dumnezeu? Până când șchiopăta de amândouă picioarele? Până când inima împărțită, dragii mei, postim și ne rugăm și dacă Dumnezeu ne dă în postul nostru cuvinte de astea, întrebarea asta e de la Dumnezeu. Până când e botezat în apă? Prieten al casei Domnului de 20 de ani, până când? Inima împărțită. Când ne dedicăm Domnului, frații mei, nu pierdem, ci câștigăm. Nu păgubim, ci ne îmbogățim. Ne vindecăm, e o minciune a celui rău că statul ăsta pe acoperiș, în coama acoperișului. Ca să vezi și cei pe o parte și pe alta, statul ăsta e cel mai periculos, cea mai periculoasă stare. Orice vânt e clatină. Și măcar de ne-a răsturnat pe partea cu împărăția lui Dumnezeu, dar mi-e teamă că asta nu se întâmplă. Ilie este practic în credință. Iată-l cum continuă. Pune în fața poporului un test. 850 de profeți falși și de o parte, de partea cealaltă, el singur. La mijloc, doi junci. Lemnele pentru jertfă și pietrele pentru altar. Înțelegerea a fost următoarea. Voi, prorocii lui Baal, să aduceți Dumnezeului vostru jertfă și eu voi aduce Dumnezeului meu jertfă. Totul vom face după rânduială până la un punct. Nu vom aprinde jertfa. Asta e treaba Dumnezeului adevărat. Acela care este Dumnezeul adevărat va trebui să aprinde jertfa sa. Dacă nu poate să-și aprinde jertfa, înseamnă că este fals. Cel care va răspunde prin foc turnat din cer peste jertfă, acela este Dumnezeul cel adevărat. Modul înțelept în care Ilie a procedat a câștigat toată atenția poporului, pentru că, dincolo de sensurile profunde ale trezirii spirituale, interesul deodată a tuturor a fost mare. Și la un moment dat, cu siguranță, oamenii din popor au putut să spună, chiar e logic, chiar așa trebuie să se întâmple. Minciuna a fost pusă la colț,
Dorința după a cunoaște adevărul în inima celor cu inimă împărțită s-a născut. Simpatia față de această provocare și la cei cu inima împărțită a apărut în suflet. Și deodată s-au creat premise necesare, absolut necesare, ca trezirea spirituală să aibă loc. Oh, de-ar face Dumnezeu, nu știu cum, dar să facă Dumnezeu aceste lucruri în inima noastră. Iată-l pe profet, după ce acordă prioritate profeților străini și ei eșuează în tentativa lor de a chema foc din cer, au avut timp să se roage, probabil că aici s-au rugat cum nu s-au rugat niciodată, până după amiază târziu, au aiurat, cuvântul ne spune că și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până a curs sânge din ei, dar niciun răspuns n-a apărut. Spre seară, Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Și poporul s-a apropiat de el. Ilie a strâns altarul Domnului, adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre și după ce a construit altarul, a luat juncul și l-a tăiat bucăți. Apoi a luat lemnele și le-a așezat. Dar de acum devine o surpriză și pentru spațiile spirituale și pentru îngeri. Era taina lui încredințată lui de Dumnezeu. Ilie a zis, aduceți vedre cu apă. A cerut 4 vedre cu apă. Le-a luat și le-a golit peste lemne, peste jertfă, peste pietre. Vă rog frumos, poporul aștepta să fie aprinsă jertfa de sus și Ilie o ude bine. Mai faceți odată acest lucru. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Vă puteți imagina frământarea din mulțimea acelui popor? Sau reacția îngerilor prezenți la acea adunare? Ce face Ilie? Păi fiecare dintre noi ne-am fi gândit cumva să creăm circumstanțe favorizante ca gestul lui Dumnezeu să primească fie cât de mic sprijin din partea noastră. Punem pe altar lemnele alea mai uscate, alea care se aprind mai iute, alea care asigură combustie, alea care știu eu cumva să sprijinim acțiunea lui Dumnezeu. Ilie se pune împotriva. N-a făcut de capul lui. Dumnezeu l-a instruit. Dar cineva ar fi putut să spună, Ilie, ce faci? Îl încurci pe Dumnezeu? La care Ilie ar fi putut să răspundă, așa fac, dar este un Dumnezeu care se descurcă. El se descurcă. E în istoria Israelului un bărbat care a vrut să-l ajute pe Dumnezeu. Și de acolo istoria omenirii s-a scris diferit. Avram, când s-a dus la roaba sa Agar, trezirea spirituală vine atunci când renunțăm la cârjele noastre și mergem cu totul pe mâna celui preanalt. Trezirea spirituală vine atunci când îți iei inima și ți-o dai cu totul lui Dumnezeu, rupi radical cu viața veche și cu păcatul și cu tot ce este, te lași captivat de viziunea lui Dumnezeu, nu te mai uiți în dreapta și în stânga la ce zice baba și ce zice moșul și taica și maica, uiți de toate astea, te dai cu totul lui Hristos și devii practic în credință. Rugăciune e rugăciune, post e post, Biblie e Biblie, adunare e adunare, sfințire e sfințire. Și în felul acesta creezi drum ca să vină slava lui Dumnezeu. Să vină gloria lui Dumnezeu. Și a venit. Cuvântul spune, a căzut foc din cer de la Dumnezeu. O anticipare a cincizecimii, o confirmare a lucrării lui Dumnezeu. În final, Ilie este omul care în toate acestea îl înalță pe Dumnezeu, îl dă slavă Domnului. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și aici un gest pe care nu-l vă putea repeta literal,
Vremurile s-au schimbat, legea a fost schimbată. Legea iubirii în Hristos a venit. Citesc textul pe care suntem obligați să-l înțelegem alegoric și să-l aplicăm simbolic. Puneți mâna pe prorocii lui Bal, le-a zis Ilie, și niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și i-a înjunghiat acolo. Ilie a făcut asta literal. Noi nu trebuie să-l facem literal. Dar dăm voie să te întreb. Nu sunt în familia ta și în viața ta proroci din ăștia? Nu sunt în viața ta învățători de aceștia? N-au captat atenția asemenea persoane? Nu ți-au captat atenția asemenea persoane, învățături, obiceiuri, tabieturi, anturaje, iubiri, relații? Trezire spirituală înseamnă să pui mâna pe ei, niciunul să nu scape, și să scoți din viața ta în modul cel mai agresiv cu putință. Ferm, categoric, noi nu trebuie să o lăsăm mai moale cu păcatul. Trebuie să ne scuturăm și să ne smucim imprinsoarea păcatului. Nu să îndulcim relațiile, nu să ne distanțăm politicos și diplomatic, ci efectiv să ne smucim imprinsoarea celui rău și să fugim de păcat. Ilie este omul care dă lui Dumnezeu slavă. Binecuvântat să fie cel prea înalt.